Sărbătorile de iarnă la români încep de la Sfântul Andrei, din 30 noiembrie, și țin până la Sfântul Ioan, sărbătorit pe 7 ianuarie. Așadar, mai bine de o lună, timp în care tradiția creștină reunește mai des familiile la masa de sărbători. Și asta și-au propus să facă și membrii asociației Roundtable 20 Botoșani pentru zecile de bunici din centrul social Gabriela Rădoiaș, din satul Vlădeni, comuna Corlăteni. Aici bunicii s-au bucurat de o masă gătită special pentru ei și care le-a fost adusă caldă de la Botoșani, direct în centrul care îi adăpostește. Nu au lipsit nici fructele și nici dulciurile la desert și, per total, a fost un efort pentru toți cei implicați, dar un efort colectiv care a meritat. Asta pentru că reacția bunicilor, reuniți la o veritabilă masă festivă, așa cum pe vremuri aveau parte în propria familie, i-a răsplătit pe deplin pe binefăcătorii bătrânilor de la Corlăteni. Uitați de ei lor în cămin chiar și la sărbători. Noi ți-am adus o masă caldă, o ciobică, călduță, să te mai încălzești. Da. Da, un pic. Ai și pastiluța aici. Ai și pastiluța acolo, cu ce ai? Și niște hainuță ți-am mai adus acolo să ai aici. Dacă îți mai trebuie, da? Nu mă aduc nicăieri. Să rămână la bunică. Hai că vin să mă mai duc ceva. Ce faceți? Matalia are acolo? Oh, e neștit aici. E călduță, văd că e bine aici. E bine, e bine, foarte bine. Haideți mâncați, că se răcește. Gândiți-vă la noul an ca la o poartă. Puteți să treceți prin această poartă și să luați doar lucrurile și gândurile bune. Fie ca acest an să ne facă pe toți mai buni, mai puternici, mai ambițioși, mai indulgenți și răbdători unii cu alții, dar mai exigenți cu noi înșine, mai veseli, mai calmi, pentru că totul vine din noi. La mulți ani și la multe gânduri bune!